Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Iată-ne din nou la emisiunea Pericolele generației noastre. Fiecare dintre noi conștientizăm în jurul nostru anumite pericole, uneori întâmpinăm probleme în viața de zi cu zi și, sigur, căutăm soluții, căutăm răspunsuri și suntem mereu în căutarea soluțiilor, a răspunsurilor la tot felul de provocări și situații mai grele pe care le avem în viață, dar. Unele dintre greutățile pe care le avem în viață s-ar putea să ni le provocăm singuri. Vă propunem în această discuție pe care o vom avea să abordăm ideea vieții dezechilibrate, echilibrate, înțelegând că o viață echilibrată ne ajută să ne construim viața mai armonios, mai frumos, mai eficient în anumite decizii pe care trebuie să le luăm, pe când viața dezechilibrată aduce tot felul de probleme din care uneori ieșim foarte greu. Alături de noi în această discuție este Paul Chiș. Paul, bine ai revenit în emisiunea noastră. Adi, bine te-am găsit. Ne bucurăm, Paul, să fii din nou cu noi și să ne împărtășești câteva lucruri în tema aceasta, în dezvoltarea temei despre viața dezechilibrată, pentru că cred că și tu, ca și noi de altfel, observăm viața unor oameni din jurul nostru, din anturajul nostru, o viață dezechilibrată, care, așa cum spuneam, poate să nască tot felul de probleme. Ajută-ne să înțelegem puțin ce este echilibrul în viață, de ce este important, și apoi să abordăm câteva domenii în care este nevoie de echilibru. Într-adevăr, Adi, așa cum spuneai, mă uit la mine, mă uit în jurul meu și vedem momente în care pur și simplu parcă nu mai avem timp de noi, nu mai găsim echilibru, cum să împărțim timpul, cum să ne împărțim între familie, job, biserică, slujire și multe lucruri pe care le facem în viața aceasta. Și mă gândesc că este un subiect important, un subiect actual cu care ne luptăm noi tinerii, se luptă părinții din ziua de astăzi. Dacă ne gândim la echilibru și la ce înseamnă echilibru, definițiile sunt destul de simple. Prima definiție putem să o asemănăm cu imaginea unui cântar care este echilibrat, balansat în mod corect. Și echilibrul practic este să dimensionezi greutățile în așa fel încât să rămâi drept, să rămâi stabil. O altă imagine care ne ajută să înțelegem mai bine nevoia aceasta de echilibru în viața noastră e mâncarea. Echilibru înseamnă să pui într-un ceva anume sau într-o persoană sau în mâncare Cantitățile corecte de elemente, dar în mod corect, în proporțiile corecte, mm -hmm. astfel încât să nu fie prea sărată mâncarea sau prea dulce desertul mm -hmm. sau așa mai departe. Gospodine și... știu foarte bine da. cum se dozează Așa e și în viața noastră. Mm -hmm. Uneori poate greutățile, sarcinile nu ni le alegem corect, alteori poate activitățile nu ni le balansăm corect, alteori poate punem prea mult din ceva sau prea puțin din ceva și după ce trec, ce anumiți ani, trec anumite săptămâni, ne dăm seama că stai un pic, că ceva parcă nu merge bine, ceva nu este armonios în viața mea și cam asta ar fi o definiție a echilibrului și Biblia zice foarte simplu că în viața aceasta toate și-au vremea lor, spune înțeleptul Solomon în Eclesiastrei 1, că toate și-au vremea lor, fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. De echilibru în raportat la timp? Raportat la astfel timp. Astfel încât să nu se îngrămădească toate odată. Raportat la așa. activități uh -huh. că uh -huh. acolo capitolul din Eclesiastul 3 continuă în multe domenii uh -huh. despre -astea, afecțiuni, despre relații despre multe, multe domenii și în fiecare domeniu avem nevoie de echilibru, în deci, viața noastră. Deci Paul, dacă înțelegem bine, tu ne spui că Biblia vorbește despre echilibru și în viața. foarte mult și foarte mult. <gânt> da, da, excelent. Și uh, cred că cred că ai dreptate cu asta, uh, în sensul că uh, ritmul galopant al vieții noastre, mai ales a celor care suntem activi și aș zice că mare majoritatea oamenilor care sunt preocupați să realizeze ceva în viață, începând de la elevul care muncește, se pregătește, studiază, face teme, face extra... Exerciții la materii și așa mai departe, apoi continuând cu cel care muncește, care de asemenea caută să fie cât mai productiv, cât mai eficient, și până la cei care poate au ajuns la pensie de la locul de muncă, dar încă au domenii de activitate în care uh, sunt activi. Uh, toți putem să ne supraîncărcăm cu activități și să ne dezechilibrăm viața, dar uh, discuția pe care tu ne-ai propus-o și pe care o vei uh, conduce, o vei alimenta cu idei, cu, cu uh, chestiuni foarte utile, cred că este binevenită în, uh, în vremea noastră, în generația noastră, dacă cu tot. Da. Uh, dacă ar fi să să luăm puțin viața, așa, să o desfacem în câteva uh, domenii, uh, Domeniul spiritual, să spunem, are nevoie de echilibru? Uitându-mă în Scriptură, la Domnul Iisus Hristos, care e modelul nostru, în relația pe care el o avea cu ucenicii, vedem că după anumite momente sau zile în care mergea din loc în loc, din sat în sat, predica Evanghelia, făcea minuni, prezenta împărăția lui Dumnezeu, îl vedem că îi învață pe ucenici, acum hai să ne retragem, hai să ne rugăm. Hai să ne odihnim. Hai să fim echilibrați cu alte cuvinte. Și în domeniul ăsta spiritual, echilibrul este foarte important. Uneori ne trezim că ne găsim așa într-un activism din acesta religios, în care facem poate foarte multă slujire, suntem implicați în multe departamente, încercăm să fim peste tot, încercăm să ne aducem aportul în multe zone din biserică, poate din afara bisericii și ne trezim așa uneori în activism, ăsta, mergem așa dintr-o inerție și după ceva timp, când stăm și ne analizăm viața, ne punem întrebarea, dar eu de ce nu mai simt nimic? De ce nu mă mai identific cu ceea ce fac? Și de aia zic că este foarte important echilibru și în domeniul acesta spiritual. Domnul Isus Hristos, cum ziceam, vorbea cu ucenicii lui, îi învăța să-și găsească timp de odihnă, să stea deoparte să fie atenți și când vorbim de activismul acesta religios, uneori ne găsim că facem, 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 dar relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră personală are de suferit. Mă duc cu gândul la ceea ce zicea Domnul Isus uneori, mulțimilor, că vai de cei care la vremea sfârșitului vor veni, vor zice, Doamne, dar n-am făcut noi minuni în numele Tău, n noi dragi, Lucruri n făcut... remarcabile de altfel. Exact, acolo, lucruri așa, ieșite din comun, uhum, care sunt evidente uhum, și Domnul uhum. Iisus zice, nu vă cunosc. De aceea e nevoie să, să facem un moment de oprire în viața noastră în momentele astea și să ne întrebăm, în tot ce fac, îl cunosc pe Iisus? Este El stăpânul meu? Fac din chemare? Sau fac doar că mi se zice să fac, doar că nu e cine să facă? trebuie să avem echilibru în slujirea noastră, în viața spirituală. Mi-aduc aminte de cuvintele Eclesiastului, acolo în capitolul 7, unde zice el, nu te crede prea neprihănit. De ce să te pierzi singur? Uneori în viața noastră, făcând multe lucruri, slujind în multe direcții, multe domenii, putem cădea în capcana asta în care ne considerăm mai buni decât alții. Poate ne place să ne rugăm și zicem, dar nu se roagă nimeni ca mine. Poate ne place să cântăm și cântăm bine ce nu cântă nimeni ca mine. Sau diferite domenii de slujire. și uh, Trebuie echilibru, să nu te crede prea neprihănit. De ce să te pierzi singur? Și e nevoie de atenție la, la domeniul ăsta al, al vieții că, spirituale. Știu că se zicea la un moment dat că singurul lucru care nu-i prea mult este rugăciunea. Niciodată nu e prea multă rugăciune, niciodată nu e prea mult studiu biblic, niciodată nu e prea mult și se promova cumva ideea asta că lucrurile bune pot să fie cât de mult în viața noastră. Dar crezi, Paul, că ar putea și aici excesul să spunem, da? Că pot deja anticipa cu, cu, cu cuvântul ăsta, excesul de anumite lucruri care sunt foarte bune să fie dăunător în sensul că să dezechilibreze viața. Eu mereu am zis chestia asta. Orice lucru în exces dăunează grav. Sănătății sau sănătății spirituale, dacă vorbim de lucrurile spirituale. Domnul Isus se uită la motivațiile inimilor noastre. Domnul Isus îi învață pe ucenici în predica de pe munte și pe oamenii care îl ascultau când te rogi, fă un ascuns, fă un așa fel încât să fii răsplătit de Tatăl, când faci milostenie, când postești. Dacă rugăciunea o facem din motivațiile greșite sau cu motivațiile greșite, este un pericol acolo. Poate putem ajunge într-un exces. Mi-aduc aminte, psalmistul se ruga, Doamne, păzește-mă de mândrie și voi fi nevinovat de păcate mari. Mândria asta poate să se infiltreze în toate domeniile vieții noastre dacă nu suntem atenți. Și din nou revenim la ideea de echilibru, în tot ce facem, în multitudinea de slujiri. E nevoie constant să venim deoparte, doar noi cu Domnul Isus, doar noi în rugăciune cu El, în momentul în care să reechilibrăm lucrurile. Da, deci tu ne spui că contează foarte mult motivația pe care o avem Sigur. în domeniul spiritual. Nu ne rugăm mult pentru ca să ne câștigăm bunăvoința lui Dumnezeu sau alte lucruri, ci mai degrabă. Pentru că îl iubim pe Dumnezeu, pentru că suntem copilul lui, pentru că vrem să stăm de vorbă cu el, și cred, Paul, aici, ca și tine, că o viață dezechilibrată în domeniul spiritual, chiar dacă punem acolo foarte multe lucruri bune, dacă ele sunt dezechilibrate și nu există contrapondere, să spunem, în și în alte lucruri, spre exemplu, dacă mă rog foarte mult, dar nu citesc din Biblie deloc, viața este dezechilibrată în domeniul spiritual. Dacă mă rog, foarte mult citesc foarte mult din Biblie, dar nu țin legătura cu comunitatea de credință, cu biserica, iarăși am un dezechilibru. Și atunci cred că așa cum ne spuneai, analizându-ne foarte corect, foarte atent motivația preocupați fiind de, de lucrurile care contează și de ordinea care contează, să punem apoi toate componentele acestea ale vieții spirituale într-un echilibru în care fiecare să aibă aportul pe care, care este sănătos și cumva exact cum ne spunea în introducere, știi, ca o rețetă foarte bine construită și dozată să poată să ne dea un domeniu spiritual echilibrat. Dar ne întoarcem în lumea materială Acolo unde muncim, administrăm finanțe, resurse de tot felul. Ce poți să ne spui despre echilibru în domeniul material al vieții? Este un domeniu foarte important. Uh -huh. Este un domeniu în care ne petrecem cel mai mult timp. La locurile de muncă petrecem 8, 9, 10 ore, unii poate chiar mai mult, mai mult decât acasă. Uneori se întâmplă să petrecem la locul de muncă sau la școală, cei care studiază. Domeniul material este cel care influențează în mod covârșitor viața noastră. Uhum. Domnul Isus din nou, în predica de pe munte, vorbea despre îngrijorările vieții acesteia. Vorbea despre adunatul de comori, vorbea despre adunatul de comori în locurile corecte, în modurile corecte. Vorbea spunând foarte categoric, clar, fără loc de interpretare, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni fie va urât pe unul și va iubi pe celălalt, fie viceversa, nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Poi vorbea despre viața aceasta materială cu nevoile ei de bază și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem în alergarea aceasta de a ne asigura lucrurile de bază, de a ne susține familia noastră, de a ne face un viitor. Cu toții avem planuri, avem lucruri pe care ni le planificăm și ni le dorim dar, fiindcă noi credem în Domnul Isus, în Dumnezeu, le facem toate cu ajutorul Lui, ținând cont de voia Lui, ținând cont de chemarea pe care El o are pentru noi și e foarte important uh, uh, ca toate nevoile noastre din domeniul material să le trecem prin filtru acesta al relației noastre cu Dumnezeu. Uneori ne, ne găsim că prea mult alergăm după cele pământești, în detrimentul celor spirituale ne găsim că nu mai avem pasiune pentru rugăciune, nu mai, nici măcar nu, uneori nu ne dorim să venim la casa lui Dumnezeu, la părtășia cu oamenii lui Dumnezeu, cu cei din biserică. Și când vine vorba de domeniul acesta material, de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-a rămas așa în minte o rugăciune pe care a făcut omul lui Dumnezeu din Proverbe, capitolul 30, și vreau să citesc rugăciunea asta și spune el așa, două lucruri îți cer, Doamne, nu mi le opri înainte de Marte, Depărtează de la mine neadevărul cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. dă pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul. Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Cât de preocupat era omul acesta ca să fie într-un echilibru în viața lui, știind că, dacă nu este atent, prea multă binecuvântare materială, să-i spunem așa, îl poate duce într-o extremă în care zice, dar eu toate mi le-am rezolvat, cine-i Domnul? Sau, în cealaltă extremă, în care nu are destul, să ispitească, să fure, să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Și Scriptura ne arată că și în viața asta materială, E foarte important domeniul material. Din de înțeleg eu, Paul, tu vorbești aici despre echilibru între cele două domenii. Da. Domeniul spiritual și domeniul material. Și astea, cele două domenii trebuie ținute în echilibru. Mai degrabă, aș spune, din ceea ce tu ne prezinți, perspectiva ta este un soi de subordonare a domeniului material celui spiritual, pentru că primează domeniul spiritual, adică relația cu Dumnezeu, care până la urmă trebuie să influențeze toate deciziile noastre și tot ceea ce facem noi în celelalte domenii, în domeniul material acum vorbind, trebuie cumva să fie subordonat și deciziile luate în funcție de voia lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu, dacă ne aducem aminte de ceea ce spunea Domnul Isus în Matei 6 cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, da? preocuparea pentru viața spirituală, relația cu Dumnezeu și apoi aceste lucruri de bază pe care el le menționează acolo, promite Domnul că ni le va da pe deasupra, dar tu ai accentuat și chestiunea asta de echilibru în interiorul domeniului material, da. în care o viață lipsită, știu eu, din lipsă de preocupare, ajungem poate să nu avem resursele necesare și atunci suntem împinși spre anumite păcate. Da dar și preocuparea prea mare în care avem o viață belșugată, iarăși este uh, dezechilibrată. Și atunci cumva să fim acolo în zona aia de mijloc în care mulțumindu-i lui Dumnezeu, subordonând după împărăția lui și voia lui domeniul acesta, să putem să trăim o viață echilibrată. Foarte, foarte. Îmi place exemplul toate. lui Pavel, modul în care uh -huh. Pavel abordează lucrurile astea. În centru vieții lui este Hristos uh -huh. și acolo în Filipeni 4 cu 13 zice cunoscutul verset Po totul în Hristos care mă întărește. Uh -huh. Dar înainte de versetele acelea zice așa M-am învățat să fiu smerit. M-am învățat să trăiesc în sărăcie, m-am învățat să trăiesc în berșug, în toate m-am învățat să fiu mulțumit. Pentru că în centrul vieții lui era Hristos, misiunea lui Hristos pentru viața lui, când avea, știa cum să se gestioneze, cum să se administreze, când nu avea, din nou, știa cum să se gestioneze și el, în toate, putea totul în Hristos. Și versetul ăsta e frumos că e exact în contextul ăsta al vieții materiale pe care noi o trăim și avem multe de învățat din Scriptură. În ce privește această administrare? Bun, suntem în societate, suntem între oameni, avem relații, și probabil că și aici ar trebui să, să avem o abordare echilibrată în meniu relațional. Da. Mai mult ca oricând, parcă se pune accentul pe relațiile din jurul nostru, mm -hmm. mai ales în contextul în care noi trăim cu această tehnologie care preia din ce în ce mai mult din viețile noastre, acum avem inteligența artificială te simți singur, vorbești cu CGPT-ul acasă mm. și se pune din ce în ce mai mult accent pe relațiile acestea dintre noi, dintre oameni dar și aici Scriptura este cea care ne atenționează că putem cădea în capcane pot apărea excese și este foarte important să avem în viața noastră criterii clare care ne ajută să ne facem prieteni care ne învață în cine putem avea încredere în anumite situații, pe cine putem chema în ajutorul nostru, cui putem uneori să i spunem un motiv de rugăciune sau o nevoie pe care o parcurgem și o experimentăm. Apostolul Pavel este cel care e foarte clar acolo în Corinteni, când scrie Corintenilor, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și apoi continuă el spunând, ce seamănă omul aceea cu lege. În domeniul acesta relațional e foarte important să ne uităm la oamenii care sunt în jurul nostru, pentru că noi copiem de la oamenii care, cu care stăm cel mai mult fără să ne dăm seama. Ne alegem modele uneori inconștient. Ne uităm la oameni, admirăm pe cineva și începem să copiem anumite gesturi, anumite cuvinte, anumite vorbe, anumite stiluri de a fi și de aceea Scriptura avertizează, nu vă înșelați. Fiți foarte atenți la relațiile, la anturajele, la prieteniile, la grupurile de prieteni în care ne desfășurăm, ne desfășurăm activitatea, fiindcă ele influențează modul nostru de a fi. Și acolo Pavel vorbește de obiceiuri. Obiceiurile bune, evident, pot fi stricate de tovărășirele, de prietenirele, dar prieteniile bune pot să ne ajute să construim obiceiuri bune, să dezvoltăm obiceiuri frumoase în viața noastră și este cunoscutul psalmunul ferice de omul care nu se duce la sfatul celor care nu se oprește pe calcerul celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Biblia vorbește mult și în domeniul acestor relații. relațiilor. Exemplele de sunt multe, am putea continua mult în direcția Deci acesta. soluția nu este să ieșim din lume, Nici să probleme. ne Nici izolăm probleme. de oameni, ci mai degrabă să ne selectăm cu atenție oamenii cu care interacționăm, în sensul relațiilor pe care le cultivăm, ca aceștia și acestea să fie de calitate, să fie până la urmă să slujească scopurilor pe care noi le avem. Sigur că aici, Paul, aș face o mențiune cumva. Există relațiile pe care le avem cumva pentru noi, da? mediul în care ne simțim confortabil, cu care prietenii pe care îi avem și care sigur că trebuie să fie oameni de calitate și apoi vin poate relațiile de profesionale, relațiile de serviciu, în care de asemenea trebuie să fim sociabili și de ce nu vin și relațiile acelea cu scop evanghelistic în care aloc timp pentru vecinii mei, poate pentru alții cu care vreau să vorbesc, să le spun despre Dumnezeu și trebuie să investesc în relația cu ei, pentru că altfel ei nu o să primească mesajul meu, dar rămâne ceea ce tu spuneai, echilibrul ăsta în domeniul relațional. Și ce spuneai tu mai înainte, face parte din Marea Trimitere. Da. Mergeți, vorbiți cu oamenii, spuneți-le, învățați-i. Da. Și Totul se realizează prin prisma acestei relații pe care da. o construim cu oamenii. Dar în echilibru, asta e sigur, sigur că da. Bun. Pe de altă parte, Sufletul nostru este acolo, cu emoții, cu trăiri, cu. și, și aici cred că trebuie să avem parte de o abordare echilibrată a vieții. În timpul pe care îl mai avem la dispoziție, cred că e bine să menționăm un da. pic și echilibrul ăsta sufletesc emoțional. Da. Este un alt domeniu atât de important al vieții noastre. Uh, auzim la știri, auzim atâtea evenimente în jurul nostru și... Uh, deja parcă a devenit clișeic această expresie că depresia este boala secolului nostru în care trăim și uh, echilibrul în domeniul acesta emoțional este foarte important. Suntem bombardați cu tot felul de știri mai bune, mai rele, mai adevărate, mai false, uh, trecem prin tot felul de traume, dezamăgiri, descurajări, eșecuri personale, profesionale în diferite domenii și la nivel emoțional, Scriptura este cea care ne învață că nu trebuie să ne izolăm, nu trebuie să ne adunăm în noi înșine și acolo să punem emoțiile uh, în, în, într-un într bol, într-un mixer și să le tot frământăm înăuntru nostru de unii singuri. Ne facem singur rău. Ne uităm în scriptură în mod special în cartea psalmilor. Psalmii abundă de rugăciuni în care psalmistul este cel care vine cu emoțiile lui înaintea lui Dumnezeu. Citim psalmul 32, citim psalmul 51, citim cartea lui Iov în care el este copleșit și nu înțelege la nivel emoțional de ce trece prin ceea ce trece și este acea frământare înăuntru lui. De deci aceea e atât de important să venim să vorbim cu Dumnezeu despre emoțiile pe care le trăim. Să-i spunem lui Dumnezeu că suntem dezamăgiți de oameni. Să-i spunem lui Dumnezeu că nu înțelegem ce ni se întâmplă. Să-i spunem lui Dumnezeu că simțim că ne topim, așa spune Psalmistul. Mă topesc. Mi se duce carnea de pe oase și el își exprimă trăirile înaintea lui Dumnezeu. Și e foarte important să conversăm cu Dumnezeu despre ceea ce trăim. Petru spune în 1 Petru 5 cu 7 Aruncați asupra Lui toate îngrijorările, să adică le exact. dați-le lui cumva, dar vezi cumva cum să le dai? Doar dacă le împărtășești cu Dumnezeu prin rugăciune și apoi cumva te desprinzi de ele da. și odată împărtășite, cumva le lași în grija lui Dumnezeu. Biblia spune că Domnul Isus este minunat sfetnic, mm -hmm. este un minunat consilier, da. este da. cel mai bun consilier pe care îl poate avea cineva în viața lui. Și Petru, tocmai asta vine să zică, aruncați asupra lui, asupra mm -hmm. Domnului Isus, prin rugăciune, prin starea aceea de vorbă cu el, îngrijorările voastre sau, în altă aducere, anxietățile voastre, mm -hmm. lucrurile cu care vă frământați. Psalmul 94 Săcine. vorbește despre aceleași lucruri, G se frământă în mintea mea gânduri cu grămadă. Da. Atât de utilă discuția, da. Paul, despre da. echilibru în viață, timpul trece, mai avem 2-3 minute din discuția noastră și după ce am trecut în revistă, să spunem, am abordat așa foarte subcint echilibru în viața spirituală, echilibru în viața materială, în relații, în viața emoțională. Care ar putea să fie concluzia pe care vrea să o transmit telespectatorilor noștri acum la sfârșitul discuției? Concluzia este una simplă, una clară, că Dumnezeu vrea să ne asiste în toate domeniile acestea, mm -hmm. să ne susțină să fim echilibrați. Pavel zice către Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință sau, într-o altă traducere, de autocontrol. Dumnezeu este de partea noastră și a pus în noi Duhul lui care ne ajută în toate aceste domenii să avem putere, să avem dragoste, să avem chipzuință, discernământ, echilibru, să putem face fața avalanșelor de lucruri care se întâmplă în viața noastră. Și tot Pavel este cel care ne canalizează căutările noastre. Dacă avem căutările corecte în aceste domenii, vom avea echilibru. Și Pavel spune așa, încolo, frații mei, tot ce e adevărat, tot ce e vrenic de cinste tot ce e drept, tot ce e curat tot ce este vrenic de primit tot ce este vrenic de iubit orice faptă bună, orice laudă aceea să vă sufletească mm. Mulțumim sunt ce, cele mai potrivite cuvinte de final pentru discuția noastră Paul și uh, vin să încununezi atât de bine și să concluzioneze atât de bine discuția pe care am avut-o îți mulțumim mult de tot pentru prezența ta în emisiunea cu drag, noastră cu drag Dragii noștri, sperăm din toată inima că discuția la care ați asistat, ați fost împreună cu noi, a fost cât se poate de binevenită. A fost o pledoarie pentru echilibru în viață. O viață dezechilibrată naște probleme și unele sunt foarte grave, dar o viață echilibrată ne ajută să evităm o mulțime de probleme. De aceea, nu uităm, Dumnezeu ne cheamă la echilibru în domeniul spiritual, în cel material în cel relațional, dar și în cel emoțional și vă doresc tuturor, așa cum îmi doresc și mie, să ne ajute Dumnezeu să trăim o viață echilibrată. Vă mulțumim mult pentru participarea în emisiunea noastră, pentru prezența dumneavoastră și până la o nouă reîntâlnire vă dorim toate cele bune.